Bine! Bine, Petri! Bine, Miro! Moment important pentru mine, primul gol la Liga 3. Mă bucur că am reușit să avem o evoluție solidă, să luăm un gol și să câștigăm destul de lejer în prisma scorului. Cum ai mirosit faza aia acolo? Pentru că aveai în față două jucători foarte experimentați și Miro nu prea greșește în defensivă, așa? Da, asta e meseria unui atacant, să speculeze orice, să-mi transforme o jumătate de ocazie în gol și mă bucur că astăzi am avut acea inspirație să împing acea minge în poartă. Echipa arăta bine, chiar mai bine probabil decât vă așteptați și voi, că ați câștigat o diferență mare în fața unui adversar care nu prea pierde la diferențele astea. Da, chiar a arătat bine echipa, a fost un meci destul de dificil, chiar dacă am spus că prin prisma scorului a părut lejer, a fost un efort colectiv destul de intens, însă omogenitatea cred că și-a spus cuvântul și încrederea mea. E o oportunitate pentru tine și o spun din două puncte de vedere. Unul, postul tău, în ceea ce privește jucătorul român, nu prea mai are variante. Și doi, ai aici, se pare, libertate și se pare că vei bifa destul de multe minute. Poate fi sezonul sau te aștept să fie sezonul tău de referință? Cu siguranță. Îmi doresc să fac un sezon mare, să devin un nume important în Liga 1 și ulterior, de ce nu, și afară. Și însă mai am de așteptat, de muncit și voi vedea ce se va întâmpla. Și tu ai contribuit la această victorie, tu și cu Baba, Baba da și golul, dar ceea ce ai făcut tu și pe faza defensivă a fost impecabil. Cum te simți și cum ți s-a părut? Prima rând, bună seara. În cele de urmă am debutat după 4 sezon cu jocați Liga 2 și mă bucur că am reușit câștigat aceste meci și am reușit cu următoarele puncte. Se cuvine să începem această conferință de presă cu niște felicitări bine meritate pentru prestația elevilor antrenați de dumneavoastră în meciul de astăzi. Primul de Liga 1, un meci istoric, primul în care, iată, am avut parte de celebrul VAR, VAR. Cum comentați? Ce concluzie aveți după un astfel de meci, mister? Da, mulțumesc. Într-adevăr, am debutat cu dreptul în acest sezon. Mă bucur, sunt 3 puncte mari, puncte, cum am spus și la conferința dinaintea jocului, care 3 puncte care ne pot da moral pentru bunul mers al începutului de campionat. Am întâlnit o echipă grea, o echipă care are stilul ei și îl știm cu toții, fiecare jucător care joacă știe ce are de făcut. Mă bucur că jucătorii au înțeles și au avut răbdare, chiar dacă în multe momente meciul a fost sau posesia noastră a fost lentă, am jucat poate multe pase în lateral sau înapoi, am preferat să ținem mingea decât să jucăm la risc și pe urmă să fim naivi și să le dăm exact șanse pe cartea lor contraatac. Nu a ieșit, bineînțeles a venit și golul, ceea ce te ajută un pic, dar am fost puțin nemulțumit la pauză, pentru că ne-am retras și în momentul ăla apare un risc de a primi gol, pentru că orice minge aruncată în care se poate întâmpla orice. A venit repriza a doua, o repriză bună și golul de a venit pe un contraatac, așa cum place mie Orbenului, dar cred că jocul a fost și unul bun în anumite momente. Mi-aș fi dorit mai mult, dar și suprafața nu ne-a avantajat, pentru că fiind o echipă care pasează, ne dorim viteză de joc și a fost foarte cald. Automat mingea se înfrâna și este un avantaj pentru echipa care e în defensivă, dar una pe stavă este o victorie meritată. Mă bucur pentru băieți, îmi felicit încă o dată jucătorii și sper să tratăm în continuare foarte serios, chiar dacă este un rezultat de 3-0, nu înseamnă nimic, este doar prima etapă.